Da, mulțumim lui Dan Vasilescu și prietenului său, dânsul mai colindat la noi și te mulțumim de fiecare dată. Având în vedere colindele pe care le-au cântat, avem aici, au cântat chiar lângă icoana Sfinților din închisori și având în vedere această tematică a eroilor, a martirilor, mulțumim mult pentru această prezență și îi dau cuvântul Părintelui Decan pentru încheiere.